Biserica duhovnicească nu este biserica care îi așează pe oameni, las că sunteți bine cum sunteți, vreți, nu vreți, nu, nu-i bai dacă nu vreți. Las că Domnul se mulțumește cu cât vreți voi. Dacă asta gândiți, vă înșelați amarnic. Dacă credeți că Dumnezeu așteaptă de la noi prezență la Crăciun și la Paști și ritualuri și semne și eu știu ce idolatrii, vă înșelați amarnic. Dumnezeu ne spune clar prin cuvânt, suntem niște păcătoși. Am fost, suntem și rămânem. Singura diferență dintre noi e următoarea. Unii sunt iertați, alții nu. Unii sunt iertați nu pentru că au devenit buni. Nu există niciun om care poate fi mai bun. O să vedem imediat ce urmează. Nu putem fi mai buni. Suntem păcătoși. Toți avem problema asta. Și dacă nu înțelegem, vai și amar de noi și de bisericile noastre. Biserica în care omul e lăudat și pus la loc de... Biserica care așează oameni la nivele superioare, înalte, e o biserică care n-are nicio legătură nici cu Biblia, nici cu Duhul Sfânt, nici cu Dumnezeu. În biserica lui Hristos duhovnicească, toți suntem la fel de păcătoși. Unii suntem iertați pentru că l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inimile noastre. Alții în continuare nu-s iertați, deși s-au împărtășit și s-au dus la confesiune și au făcut de toate cu duhovnic și cu câte toate și cu câte cele. Biserica duhovnicească este biserica care propovăduiește persoana lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, dar și păcătoșenia noastră. Nu uităm niciodată să spunem cât suntem de păcătoși, ce probleme mari avem și cât de mult avem de lucru în viața noastră.